Timp de 5 zile, componenții secției de natație a Clubului Sportiv Școlar 3 din Suceava, pregătiți de antrenorul Cezar Moscaliuc, au participat la București la campionatele internaționale ale României, o competiție puternică la care au fost prezenți 270 de sportivi din 9 țări, concurs organizat după o pauză de 34 de ani de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern. Clubul sucevean a avut un lot de 5 sportivi, mai exact Diana Lisov, junioare 15-16 ani, și 4 băieți, Teodor Marchitan, Claudiu Timofte, Mircea Nistor, toți 3 la junior 16 ani, și Călin Stafie, în vârstă de 15 ani, ce a participat la junior 15-18 ani. Singura fată din lot, Diana Lisov, a avut o evoluție remarcabilă și a urcat de 6 ori pe podiumul competiției, astfel suceveanca a ieșit campioană în proba de 400 metri mixt junioare, iar mai apoi a câștigat 3 medalii de argint în probele de 50, 100 și 200 metri bras și o medalie de bronz la 200 metri mixt, plus un bronz în proba open de 200 metri bras, unde au concurat și senioare. Cu toate că băieții au luptat împotriva unor adversari de 18 ani, ei au avut timp foarte bun cu care și-au doborât mai multe recorduri personale. Teodor Marchitan a fost de 3 ori pe locul 4 în clasamentul juniorilor în probele de bras, iar Claudiu Timofte a notat cu aproape 25 de secunde mai bine decât cea mai bună performanță a sa în proba de 800 metri liber, clasându-se pe locul 7 la juniori. Diana Lisov a fost performera delegației, dar cea mai mare realizare a ei a fost faptul că a stat pe podium alături de titrata înotătoare Katinka Hosu în proba de 200 metri bras în clasament open, unde s-a clasat a treia. Felicit acești copii minunați pentru munca depusă și rezultatele excelente obținute, a declarat antrenorul sucevean Cezar Moscaliuc. Campionatele internaționale ale României s-au bucurat de prezența a două înotătoare de top mondial, Katinka Hosu din Ungaria, ce a reușit cea mai bună performanță a competiției, și Sharon von Ruvendal, sportivă ce a bifat al patrulea timp în lume din acest an în proba de 1500 metri liber.